Ia uite cum arată. Băi, ești nebun? What the fuck? Cred că mașina lui Batman. Da. Mamă, dar cum a făcut-o. Și asta e făcută din tablă, gen? Da, da. Băi, ești nebun? What the fuck? E făcut după un BMW seria 5. Art car. Asta este fața de Sasha, care nu știe dacă vine sau nu cu mine la muncă. Este dezamăgită, tristă. Tot se bucură că mă vede, dar suferă că plec. E bine, Sasha. Sasha! Azi vii cu mine la muncă, tati. Am o curiositate, eu sunt singurul care pe vremea asta n-ar face altceva decât să stea în casă să doarmă toată ziua. Eu pot să-și cap plecând de la muncă. Trebuie să ajungem la expoziție foto, dar mai întâi trec pe la F64 ca să schimb un produs care s-a defectat. Și cei de la F64 au fost perbergul să mi-l schimbe. Ok, am returnat gorii la podul, care se rupsese în toate bucățelele și n-am găsit nimic să-mi iau la schimb. O să stau zilele următoare ca lumea frumos pe site și o să mă uit și o să găsesc ceva ca lumea să-l schimb. Bine, mergem la Siluc, are o expoziție foto. Ce fuge la tine, Ionescu? Ce se întâmplă? Vreau brațe, disperat. Cum? Dar și eu vreau brațe. Deci la evenimentul ăsta este cantul RATB. Rare și poți să ne cumpi. Exact. Cu numeri pe RATB-ul. De ce nu mergi pe RATB? Pentru că e o mașină, frate. Neurochirurgul ăla merge cu transportul în comun care putea să salveze... Putea să fie plătit în aur în alte țări. Stai că nu-i frumos cu țigară. Petrecerea oamenilor invizibili. Vino să mă acolo să mâncăm eclair de la Paul. De la Paul sau Paul și nu l-am corupt eu, el a fost cu ideea. Ionesca are un comunicat. Am o mărturisire de făcut. Eram fan Paul sau Paul, cum vreți voi să-i spunem. Însă acum îi iubesc și mai mult pentru că ne-au lăsat cu Sasha înăuntru. Sasha, ți-e place vremea asta?